Ai premeditat atacul? Îți pare rău pentru ce ai făcut? Voia să se despartă de tine? De ce nu spui nimic? Știai că te înșală sau de ce ai atacat-o? Nu ne spui nimic? Îți pare rău acum pentru ceea ce ai făcut? Ce ți-au spus părinții? Mirel Dragomir, criminalul Andrei, studenta de la medicină ucisă cu bestialitate de acesta, a fost readus astăzi în fața procurorilor de la Timișoara pentru a-i se prelungi mandatul de arest preventiv cu încă 30 de zile. Călăul Andrei Morega, studenta de la medicină ucisă cu zeci de lovituri de cuțit, a fost supus expertizei psihiatrice, iar experții au stabilit că acesta a avut discernământ în momentul producerii crimei. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv, iar Mirel Dragomir a ajuns din nou în fața magistraților. Andreea Morega avea 21 de ani și a fost ucisă cu zeci de lovituri de cuțit de cel care i-a fost iubit. Părinții studentei la medicină nu își găsesc liniștea de când singurul lor copil a fost omorât cu bestialitate de studentul de la medicină și teologie.